Solidaritate și empatie pentru Gabi este apelul unei mame care dorește să-și vadă copilul sănătos și recuperat. Micuțul în vârstă de 5 ani a fost diagnosticat cu autism non-verbal. Gabi comunică prin gesturi, dar nu poate exprima verbal ceea ce dorește să spună. Prin terapia cu celule STEM sunt șanse reale de recuperare. Acest tip de terapie se face și în România, dar costurile depășesc cu mult bugetul familiei. Cheltuielile cu această terapie pornesc de la 6.000 de euro. Cei care doresc să-l ajute pe Gabi să se recupereze o pot face donând în conturile afișate pe ecran.